lângă fostul planetariu, în locul fostului minister al agriculturii, acum funcționează judecătoria Chișinău, sediul centru. Adevărat bastion de justiție. Șantier. Scări. Cu liftul nu poți ajunge la justiție. Deci dacă vii cu scaunul rolant, stai jos. Dacă am... La 704. Nu, lăsați vreme, eu... Familie și mămini. De ce nu scriu ora? Hai scrii mă ta că am intrat la 8. Hai scrii mă ta că am intrat la 8 și după aceea să înșeriți socoteală și a să făcut aici fără mine. Mi-a zis să nu scriu ora. Trebuia dar nici să nu semneze. Lasă-i zghicească cine-s eu. Cum ajung la 7? La 7 cum ajung oare? Numai acolo, da? Da. Eu la 7. Apăsați cu 7, ce pe aici? Ok, mersi. Nu-ți cunosc deloc cifrele. Tu știi și mai miroasa plăcintii la mine în mașină. Mersi. Irina Maxim. Bună ziua. Veți o ședeță la 11? Da. Pot să intru? A, încă n-ați chemat. Mă așteptam să fi început deja, că e un pic întârziat. Văd că nu-i nimeni și stau tot relaxați, inclusiv judecătoarea. Deci nu se poate urca cu liftul de jos. Decât probabil dacă rogi frumos paznice să-l deblocheze. Scara de incendiu cu mobilă. Toaletă oare au? Rudica Berdila care a anulat alegerile locale. Da, aici e toalet. Nu lăsați ușa deschisă. Eu, arde lumina, au detergent. Băi, băiatule, au și hârtie igienică. Doar pisoarul e închis. Hai să oprim curentul, să facem economii. O faptă bună pe ziua de azi. Băi, numai femei, judecătoarea țonul, nu judecătorul, da? Și aici judecătoare, Verdila. Oho, te obligă să intri și cu mănușa. Ziua. Vreau să asist. Sunt frământat.
încet, încet. Este cel de la. Înțeleg. Și aici scrie judecător, nu judecătoare. Halal.